Vom vorbi despre reacțiile leucocitare sau etapa celulară a inflamației. Drumul leucocitelor de la nivelul vaselor până la nivelul țesutului interstițial poartă numele de extravazare sau transmigrație. Sau diapedeză. Deci acestea trei sunt sinonime. Și voi folosi doar unul dintre ele, diapedeza. Ei bine, diapedeza are trei etape. O primă etapă cuprinde marginația. Marginația leucocitelor. Rularea sau rostogolirea acestora de-a lungul peretelui vascular sanguin. Rularea. Aderarea la endoteliu. Cea de-a doua etapă a diapedezei este migrația de-a lungul peretelui vascular sau străbaterea peretelui vascular. Cea de-a treia etapă este migrația leucocitului către factorul chemotactic sau chemotaxia. În continuare vom indica un lumen vascular, un lumen capilar. Cu celule endoteliale, superior le voi desena în situația normală, fără spații între ele, fără gap-uri, iar inferior le voi desena cu spații între ele. După ce au suferit procesul de permeabilizare din cursul inflamației. Și vom lua fiecare dintre cele trei etape ale diapedezei, le vom lua pe rând și vom descrie modul în care ele se produc. În prima etapă, marginația. Marginația reprezintă procesul prin care leucocitele se apropie de peretele vascular și ajung să se afle alipite de acesta. În cadrul reacțiilor vasculare ale inflamației, am vorbit de fenomenul de stază, care rezultă în urma creșterii viscozității sângelui, a creșterii hematocritului și a fenomenului de extravazare a plasmei. Așadar, elementele celulare ajung să băltească. În situația normală, într-o circulație normală, printr-un lumen capilar, avem circulație laminară, iar în cadrul circulației laminare știm faptul că ceea ce este mai aproape de centrul vasului circulă cu o viteză mai mare, iar cu cât mergem spre periferie, sângele circulă cu o viteză mai mică. Eritrocitele, fiind cele mai numeroase, și fiind de dimensiuni
mai mici comparativ cu leucocitele, ele vor avea tendința să circule în zona cu viteză mare. Adică în zona de la nivelul centrului vasului, pe când la periferie vor circula leucocitele. În cadrul fenomenului de stază, leucocitele se apropie foarte mult una de alta. Deci crescând hematocritul și scăzând volumul plasmatic, eritrocitele se apropie foarte mult unele de altele și formează rulouri sau fișicuri. Ceea ce forțează leucocitele spre lumenul, spre peretele vascular. Practic, leucocitele, indicate aici cu albastru, ajung să fie ricoșate de aceste rulouri sau fișicuri eritrocitare și să se apropie și mai mult de peretele vascular. Și în acest mod are loc fenomenul de marginație. Rularea, aderarea la endoteliu sau adeziunea, precum și străbaterea peretelui vascular de către leucocite, aceste fenomene sunt mediate între molecule de adeziune complementare prezente atât pe endoteliu, pe celulele endoteliale vasculare, cât și pe membrana celulară a leucocitelor. Voi indica aici un leucocit și vom începe să discutăm de o primă categorie de molecule complementare prezente de o parte și de alta. O primă categorie sunt P-selectinele. P-selectinele sunt o categorie de selectine, fac parte din familia selectinelor. Ele se află în celula endotelială, fiind înmagazinată în microvezicule denumite corpi viabil palade. Iar pentru aceasta voi indica o celulă endotelială separat. Așadar, în celula endotelială avem microvezicule denumite corpi viabil palade care conțin P-selectine, pe care le voi indica simbolic cu un S, S roșu. Atunci când celula endotelială este stimulată de mediatori inflamatori, precum histamină, trombină sau PAF, factor de agregare plachetar. Aceste substanțe acționând asupra celulei endoteliale va determina fuzionarea corpilor viabil palade cu membrana celulei endoteliale. Și în felul acesta se ajunge la expunerea P-selectinelor pe suprafața celulei endoteliale. Așadar, P-selectinele ajung să fie expuse pe suprafața celulei endoteliale în urma fuziunii corpilor viabil palade cu membrana celulei endoteliale. Așadar, aici avem corpi viabil palade. Viabil palade. Deci P-selectinele
acesta fiind pesele chine. Ele nu ajung să fie expuse pe suprafața celulei endoteliale decât în timpul inflamației, sub influența acestor mediatori, histamină, trombină, factor de agregare plachetar. Prin urmare, vom indica aici S-urile cu roșu, despre care am spus că sunt pe selectin. Molecula complementară de pe suprafața leucocitului, care se va lega sau care prezintă afinitate pentru aceste P-selectine, aceste molecule sunt prezente în orice moment pe suprafața leucocitului și le voi indica cu un S cu albastru. Ca și cum am presupune că s-a stabilit o legătură între ele. Aici ar fi nucleul leucocitului. Aceste molecule se numesc Sialil Lewis X-Modified Proteins. Le voi nota simplu Sialil Lewis X. La ele se numesc Sialil Lewis X Modified Proteins, prezente în orice moment pe suprafața leucocitului, așadar încă de la producția acestea, spre deosebire de P-selectine, care nu se află în orice moment pe suprafața celulei endoteliale, expunerea lor pe suprafața celulei endoteliale fiind prezentă doar în timpul inflamației, sub influența acestor mediatori. În continuare, vom mai desena un leucocit și vom mai indica încă un tip de interacțiuni moleculare complementare. Un alt tip de selectine care poate fi expus pe suprafața celulei endoteliale este E-selectina, pe care o voi indica cu verde, cu un S cu verde. Aceasta fiind E-selectina. Expunerea E-selectinei pe suprafața celulei endoteliale este influențată de molecule precum TNF sau factor de necroză tumorală și interleuchina 1. Așadar, aceste molecule, acționând asupra celulei endoteliale, va determina producția de către E-selectine. Iar moleculele complementare de pe suprafața leucocitului sunt, ca și în primul caz, tot Sialil Lewis X Modified Proteins. Acestea se leagă complementar de S-selectine, favorizând mecanismul de rolling, de rostogolire. Așadar, putem indica simbolic mecanismul de rolling sau de rostogolire sau de rulare al leucocitului, care este mediat de aceste tipuri de interacțiuni. Și se observă în cazul diferenței de denumire între cele două, P-selectine și E-selectine. E vine de la endotelial. Îi se spune E-selectine deoarece se găsește doar la suprafața celulei endoteliale. Sau mai bine doar la nivelul celulei endoteliale se poate găsi. În cazul P-selectinei, acesta se poate găsi atât la nivelul celulei endoteliale, cât și la nivelul plachetelor sanguine. Ea fiind descoperită prima dată la nivelul plachetelor, i s-a spus P-selectină. În continuare vom mai indica un leucocit
pentru a expune un nou tip de interacțiune care este implicat tot în mecanismul de rostogolire sau de rulare sau de rolling, cum se spune în engleză. Și da, vom indica aici nucleul polilobat al leucocitului. Există de asemenea selectine și la nivelul leucocitului, pe care le voi nota simbolic cu L. Aceste selectine poartă denumirea de L-selectine. L venind de la leucocit. Molecula de adeziune complementară de pe suprafața celulei endoteliale pentru aceste L-selectine se numesc GLI-CAM. Care le voi indica cu portocaliu. Producția de GLI-CAM a celulei endoteliale este favorizată tot de factorul de necroză tumorală și de interleuchina 1. Așadar, de asemenea, și aceste molecule, dacă acționează asupra celulei endoteliale, va determina producerea de către acesta de GLI-CAM. Așadar, aici voi trece denumirea moleculelor de adeziune ale celulei endoteliale, complementare pentru L-selectinele leucocitare, ceea ce am indicat aici cu oranj, GLI-CAM. GLI-CAM sau CD34. Cluster of Differentiation 34. De asemenea, așa cum am menționat, și în cazul acestei interacțiuni între L-selectine și GLI-CAM, vorbim despre rolling. Deci, aceste interacțiuni pe care le-am discutat până acum, respectiv între sialylluis X leucocitar și P-selectine, între sialylluis X leucocitar și S-selectine și între L-selectine leucocitare și GLI-CAM endoteliale, aceste interacțiuni favorizează mecanismul de rolling sau de rulare sau de rostogolire a celulelor leucocitare de-a lungul peretelui capilar. De asemenea, prezența lor la acest nivel determină încetinirea vitezei leucocitelor. Dar, pentru ca acestea să poată migra prin peretele vasului, este nevoie de oprirea lor sau de fixarea lor. Prin urmare, vom descrie un nou tip de adeziune. Pentru aceasta vom mai prelungi puțin vasul și vom descrie un nou tip de adeziune. Vom indica un nou leucocit pe suprafața acestuia. Sunt prezente integrine în stadiu de inactivitate, sau mai bine zis, cu afinitate redusă. Așadar, acestea sunt integrine cu afinitate redusă. Integrinele cu afinitate redusă de pe suprafața leucocitului, sub influența unor factori chemochinici sau sub influența unor chemochine, devin active sau au afinitate crescută. Și le voi simboliza. Dacă aici l-am simbolizat sub forma unui clește închis, aici le voi simboliza sub forma unui clește deschis. Ca și cum ele ar fi gata să se lege cu o componentă. Și am zis că integrinele de la stadiul de
afinitate reduse 3 la serie de activitate crescută sub influența unor chemochine, precum componenta C5A a complementului sau PAF, factorul de agregare plachetar. Așadar, aceste chemochine pot acționa asupra integrinilor, inducându-le starea de afinitate crescută. Deci, dintr-o afinitate redusă, ele ajung la afinitate crescută. Și ele sunt gata să lege molecule complementare, molecule de adeziune complementare de pe suprafața celulei endoteliale. Aceste molecule sunt altele față de cele precedente pe care le-am discutat. Și anume, tot sub influența factorului de necroză tumorală și a interleuchinei 1, aceste două componente, aceste două molecule, acționează asupra celulei endoteliale și va induce producerea de către aceasta și de expunerea de către aceasta pe suprafața sa a molecule precum VCAM sau VCAM, VCAM de la Vascular Cellular Adhesion Molecule, moleculă de adeziune celulară vasculară, și un alt tip, ICAM sau Intercellular Adhesion Molecule, moleculă de adeziune intercelulară. Acestea două sunt molecule de adeziune complementară pentru integrinele cu afinitate crescută ale leucocitului. Așadar, vom indica aici câte un set de integrine cu afinitate crescută care se leagă de atât de VCAM cât și de ICAM. Iar acest tip de interacțiune între aceste molecule determină fixarea leucocitului. Iar acest lucru îl voi simboliza printr-o săgeată verticală orientată în jos. Așadar, leucocitul, în urma acestor tipuri de interacțiuni, el devine fixat. Deci mai întâi s-a rostogolit și apoi devine fixat. Stă fix. Fiind pregătit mai bine în felul acesta pentru a părăsi lumenul capilar. Fixare sau aderare la endoteliu. Deci până acum am discutat prima etapă a diapedezei. Am discutat marginația, am discutat rularea, am discutat aderarea la endoteliu. Am discutat mecanismele prin care se produce rularea aici și aderarea la endoteliu sau fixarea aici. În continuare vom descrie mecanismul prin care leucocitul părăsește lumenul capilar. Voi transforma această celulă endotelială în două celule endoteliale pentru a avea spațiu. Și voi indica un leucocit în timp ce acesta traversează peretele capilar. De asemenea, acest proces este mediat de molecule de adeziune. Dacă până acum moleculele de adeziune erau diferite de o parte și de alta, în cazul acesta, moleculele de adeziune sunt aceleași, atât pentru leucocit, cât și pentru celula endotelială. Pe numare le voi simboliza identic, deci se stabilesc legături omonime între aceste molecule, care vor tracționa leucocitul dinspre lumenul capilar, în afara lui, în afara capilarului, în spațiul interstițial.
Aceste molecule se numesc pi-cam sau platelet cellular adhesion molecule. Pi-cam sau CD31. Cluster of differentiation 31. Aceste molecule sunt prezente pe celula endotelială și pe leucocit, interacționează între ele odată ce s-a stabilit fixarea leucocitului. Deci după ce s-a stabilit fixarea leucocitului, acest tip de interacțiune între PICAM leucocitar și PICAM endotelial este favorizat și va avea ca și consecință migrarea leucocitului din lumenul capilar către spațiul extracapilar. Așadar, până acum am discutat de molecule care favorizează procesul de rulare al leucocitului. Și anume, interacțiunile dintre sialylluis X și P-selectină. Interacțiunile dintre sialylluis X și S-selectină. De asemenea, tot în procesul de rulare, acționează L-selectinele și glicam endotelial. Glicam endotelial și L-selectine leucocitar. În procesul de fixare sau de adeziune a leucocitului, acționează integrinele, odată ce acestea au fost activate sau au fost aduse la un stadiu cu afinitate crescută de către chemochine precum C5A și factor de agregare plachetar. Interacțiunea dintre aceste integrine cu afinitate crescută cu VCAM și ICAM. De asemenea, am discutat procesul de străbatere a peretelui vascular. Deci, practic, punctul 2. Interacțiunile mediate între PICAM leucocitar cu PICAM endotelial. Interacțiuni care sunt favorizate de stagnarea leucocitului. Stagnare care este realizată prin mecanismele anterioare.